Școala gimnazială numărul 3 din Slatina este singura școală de oraș din județul Olt, unde toți copiii care au susținut evaluarea națională au obținut note de trecere. Procentul mediilor peste 5 a atins 100% în alte 19 unități de învățământ, toate din mediul rural. Trebuie să menționăm că aici foarte puțini elevi au susținut examenul, nefiind înscriși la evaluare cei care au rămas corigenți la unele materii și nici cei care vor să urmeze școli profesionale. De exemplu, la școala gimnazială Tătulești, un singur elev a susținut examenul, iar pentru că a obținut notă peste 5, a adus școala sa în top 100%. Pe lista localităților oltene în care s-a întâmplat acest fenomen se află și școlile din Tufeni, Baldovinești, Brebeni, Coteana, Bălteni, Grădinari, Tătulești, Schitu. 72,13% este procentul general în județul Olt la capitolul medii peste 5 obținute de elevi la evaluarea națională. Iată cum se prezintă situația în municipiul Slatina. Școala gimnazială numărul 3, 100%, Colegiul Național Radu Greceanu, 98,04%, Școala gimnazială George Poboran, 97,92%, Școala Ștefan Protopopescu, 97,44%, Colegiul Național Ion Minulescu, 95,65%. Un rezultat neașteptat de slab l-a obținut Liceul Nicolae Titulescu din Slatina, unde doar 67,74% dintre elevi au reușit să ia medii peste 5%.